Bună seara! Mă numesc Adrian Roșca, sunt din orașul Bârlad, județul Vaslui, și pentru suma de 25.000 de euro vă ofer un procent de 25% din valoarea finală a proiectului meu. De la început vreau să vă spun și vă rog să mă ascultați, toate cuvintele pe care le voi folosi vor fi folosite cu onestitate, ca și cum aș vorbi fraților mei. Vreau doar pur și simplu să vă prezint acest proiect uluitor. Invenția mea, cu modestie vă spun, va crea o revoluție automoto în toată lumea. Dar nu rămâne numai acolo, v-am mutat și mai departe de atât. Ea a fost brevetată la sfârșitul anului trecut, atunci am primit brevetul de la OSIM. Mașina viitorului, pentru că despre ea este vorba, nu va avea roți motrice, nu va avea cutie de viteză, nu va avea nici motor. Ea va avea aer comprimat, pe care îl vei găsi în lonjeroanele mașinii. Cea mai performantă mașină a lumii este o mașină americană, se numește Dragster și dezvoltă 5,5G. Vă arăt metoda pe care acum putem bate acest Dragster. Adică să demarăm cu 6G, 7G, 70G, 700G, 7000G și așa mai departe. Producerea acestor forțe G uluitoare este viitorul. Chiar dacă eu dispar acum, veți vedea că ce spun eu acum este adevărat. Veți păși în asta. Producerea de forță G vor introduce efecte suplimentare asupra spațiu-timpului. Asta se va întâmpla. Cum putem depăși orice fel de obstacol? Hai să vedem. A apărut în drum, da? Să presupunem că am intrat în arătură. Dau un exemplu. Uitați cum scăpăm de acolo. Acest trapez, da? Da. Care va bloca roata, să nu vină în spate. Da. Coborând și pe roata asta, aceeași prisma automat, pe roata asta, da? O ridicăm pe asta și îi spunem, tu trebuie să pleci din poziție retrasă în poziție avansată, da? Va face mișcarea asta. Așa. Coborăm prisma de blocare pe ea, o ridicăm pe asta și o mutăm cu aceeași metodă. Da? O aducem aici. Da. Obligatoriu. Lăsăm prisma aici, aici da. Avem. Ridicăm prisma de blocare pe roata asta și cu aceeași metodă o aducem în față, da? Aici. Aha. E un fel de patruped cu roți. Din poziția asta am plecat, v-ați aminte. Dar am înaintat cu distanța de. Deci mașina asta se va urca pe pereți. Aha. Va merge pe tavan, va ieși din, va merge pe polei. Cum va merge pe tavan totuși? Vă arăt acum. Mașina asta românească, dacă o facem acum, va câștiga orice cursă de pe acest pământ. În cât timp ajung la fabrică de la Bârlad, spuneți-mi? Instantaneu. Teleportați, adică? Nu, nu. Teleportarea înseamnă să vă desfacă ceva în molecule, nici să vă refacă aer. Nici vorbă. Este o variantă greșită. Putem să curbăm acest spațiu dintre București și Bârlad, să-l aducem, să-l unim, pur și simplu. Domnul Mic, nu veniți un pic, vă rog frumos? Nu vă sperați. Adică vreau și eu să mă uit. Puteți să țineți luată asta cu ambele mâini, nu vă temeți, că dau încet așa. Da, ține-o cu asfalt, putere. Dă totul în asfalt acolo. Da, mă, că asta se mișcă. Ține-o cu putere. Da, hai și ține-o tu. Păi tu ești șmecher, ai și tânăr. Nu ești șmecher. Da, nu trebuie să-mi trebuie. Chiar să țin. Da. Băi, leule, încordează-te, frate. Am înțeles ce zice. Apare reacțiune? Am înțeles. Dacă eu țin roata pe loc, apare reacțiune? Apare, nu? Da, da. Păi da. Și cum poți face asta în mers? Că modul de gândire este faptul că ține roata aici. E obligat tot colul să vină în față. Am înțeles. Și preia unul de la altul și așa poți să merg în viteză. Exact, bravo dumneavoastră. Deci da, eu da. Sunt... Hai merge la infinit. Înțeles. Hai să vedem dacă și merge. Da. Păi hai să meargă 2 metri mașina asta. Aia, doar din inerție. Sunteți bun, ați văzut foarte repede, bravo. Domnul Adrian, eu toată viața am făcut mașina asta. Hai să vedem cu... Bun, da, tu ai arătat că a mers odată, dar ăsta merge pe stradă. Vreți să lăsăm jos? Am... Da, vreți să domine, băi. Nu, că trebuie să alerge după el, că e legat cu firul. Drago, stai tu acolo ca să... Da, ca să fiu azimut. Nu, no, hai, dă-i drumul să vedem. Hai. Da. Uitați. Incredibil. Poate merg la mine scușit, da? Contează doar... Du-l până acolo, du-l până acolo. Mai mergi. Ai înțeles? Ți-am zis că merge mașina asta, poșorul încet. Incredibil. Ai înțeles ideea? Da, ți-am zis că merge. Preluare de la una la altă. Aceste forțe de teribile vor curba spațiu-timp. Acolo mutăm. Stai un pic, dar nu am înțeles. Asta e mașina viitorului. Păi, dar cum ajungem la călătoria în timp? Cum faci să merg? Domnul Petrescu, eu am cilindrii
vara financiară a mea, atât am putut. Dar sunt cilindri care se prind în prima secundă 100 de metri pe secundă. Mișcarea asta, dacă ați fost atent, este mișcarea noastră din pat. Da, normal. Domnul Murad, nu-i glumă. Este mișcarea care va descătușa viitorul. Este mișcarea care ne va muta în a cincea... Nu-i glumă. Asta este mișcarea. Asta trebuie făcută. Ceea ce vorbești tu are doza ei de credibilitate relativ scăzută cu totul, dar ce vorbim. Mi s-ar fi părut normal să iei legătura cu o facultate, cu cineva care să certifice ce vorbești, pentru că excepționalul de care vorbești și noțiunile pe care le, părerea mea, le cam combini, ele trebuie certificate de cineva suplimentar în fața unui investitor, nu? Eu am venit să vă cer cei 25.000 de euro să facem un film de animație și să plătim un accelerator de promovare să putem urca proiectul pe cea mai mare platformă de strângere de fonduri din SUA. Hai, gata, deci e clar. Da. Pe mine mă convinte Adrian, o să-i fac ofertă. Mulțumesc foarte mult. Deci tu cei 25.000 să mutăm proiectul. Vrei doar promovarea pe platforma americană, și nu vrei să faci niciun prototip sau ceva. Ba da, pentru că cu banii strânși acolo putem face patru prototipuri. După aceea, cu banii strânși de la în patru luni facem prototipul, da. 130.000 de euro îi trebuie pentru asta. Și dumneavoastră aveți 25% din valoarea finală a proiectului. Da, eu zic așa, nu te încurca cu orice leu, pentru că, îți spun sincer, nu ai nevoie doar de bani și cineva care să înțeleagă. Mulțumesc foarte mult. Eu personal nu am așa viziune mare ca lui Mohamed. Eu am să mă retrag. Cine vine lângă mine în seara asta va deveni nemuritor alături de mine. Vom mușca o felie din istoria auto-moto acestei lumi, vom deveni nemuritori. Vă propun nemurire, asta vă propun eu. Asta își dorește Mohamed, să fie nemuritor. Eu, dacă voi inventați mașina, ori de câte ori sunt la Bârlad, într-o secundă vreau să ajung la fabrică. Vin, sunt cel mai bun client, eu vă promovez mașina. Să arăt că așa se întâmplă. Bun, deci e o decizie? Decizia mea e că mă retrag. Ok. Adrian, mi se pare interesant proiectul tău. Aș vrea să mă uit mai mult la proiectul tău și la ce propui. Aș vrea să vorbești cu americanii. Așa că eu îți fac oferta pe care ai cerut-o de 25.000 pentru 25%. Și vreau să adaug că față de ceilalți lei, am experiență și am mai interacționat cu startup-uri care au făcut proiecte de crowdfunding, ceea ce tu îți dorești. Mulțumesc foarte mult. Da, așa este, da. Aici m-ați desfăcut total. Lupta pentru tehnologie nu e ușoară. Oferta mea este... de 40.000 de euro pentru 25%. Mulțumesc foarte mult. Adrian, dacă ceilalți lei reușesc să fie alături de tine nemuritori cu totul, mie îmi pare bine și pentru tine și pentru ei cu totul. Dar eu mă retrag. Oricum, faptul că ai două oferte deja pe masă este pentru mine aproape de domeniu fantastic. Incredibil. Da? Grea decizie, Adrian? Da, e grea decizia pentru că domnul Micu foarte corect a intuit că scăparea în crowdfunding asta este de lăudat pentru că nu l-a îndemânat oricui. Și mai ales că se și pricepe la crowdfunding. În același timp, dumneavoastră, domnul Murat, ce ați făcut? Ați venit lângă mine. Ați văzut din prima... Din prima secundă. Dar nu am înțeles din prima. Din prima secundă și pentru asta... Vă felicit și veți veni lângă mine. Mulțumesc mult. Mulțumesc. Felicitări. Adrian, înțelegi în prima secundă. Dacă nu înțelegi, e greu să înțelegi mai în gol. La revedere.